dată pe care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Apropo de ziua asta de Black Friday la noi, să nu uităm că urmează luna păcălelilor, pardon, a cadourilor, da. Că tot veni vorba despre cumpărături. Un vecin al meu se duce într-o Black Friday de asta să-și cumpere nu știu ce dispozitiv. Îi trebuia lui neapărat, îl mânca în partea dorsală și trece pe acolo. Vede prețul afișat, nu-i mai cumpărase de mult, habar n-avea. Nu s-a uitat cu câteva zile înainte, acum aveți internet, fraților, să puteți compara prețurile. I s-a părut că e ok prețul și chiar era, aparent. Ajunge cu produsul la casă, după care constată că la casă era un alt preț. Păi doamnă, la rapt scria că e atât și la... Așa, și ce să vă fac eu? E cu TVA. Păi, dar nu scrie, acolo nu scria că e fără TVA. Dar nu scria nici că e cu TVA. Păi stați, doamnă, că nu-i corect. Auzi, domne, cumperi sau nu? Hai că n-am un timp să mă cer cu toți proștii. Aia de la casă. Ăsta se uită disperat, neajutorat în spate. Poate îi sar ceilalți cumpărători în ajutor. Aș. Din potrivă. Și aia la fel. Auzi, băi, frate, dacă n-ai bani, pleacă mă acasă. Deci vedeți că noi suntem fraieri. Până la urmă. În loc să fi sărit toți pe aia. Bă, ne-ai simțit-o. Cum îți speri să vorbești așa cu un client? Dacă n-ar cumpăra ăștia, tu n-ai avea... Bani de salariu, mă, n-ai avea ce pune pe masă. Nu, așa suntem noi. Asta înseamnă Black Friday și luna păcălelilor, adică a cadourilor. Așa că dați bun la magazine și cumpărați fără să căscați bine ochii. Să nu vă mai văitați după aia, iar ne-au păcălit ăștia. Iar au scumpit nu știu ce. Noi suntem de vină aici, nu știm să ne apărăm. Da, varianta că românii ne știm ce să facă de fapt de Black Friday, taie porcul, da. Este și ea realizabilă, numai că atunci ce faci în decembrie? Când ești obișnuit să o pățească la micul din coteț. Da, decembrie este luna păcălelilor, dar cât mai poți să-l păcălești pe ăla dacă nu-l mai ai? Știi? E o soluție, dar pe termen foarte scurt. Pentru că suntem deja astăzi în ultimele 10 zile ale lunii noiembrie. Tăiatul porcului este în mai puțin de o lună. Deci e o păcăleală de scurtă durată pentru toată lumea. Trebuie să fii din nou pregătit în decembrie să te păcălești pe tine însuți. Să vezi ce faci. Vezi ce faci, tată. Noni ne scrie, Copos o dădea în judecată. Nu, no, Copos nu cumpăra. Îi puteai să-i faci reducere de 100%. Nu ar fi. Pentru el am mai explicat că și gratis e prea scump. Nu, n-ai să-l vezi pe Copos cumpărându-și vreodată ceva. Îi mai cumpără nevastă-sa, probabil, și atunci o înjură asta. Nu trebuia să dai banii. Sigur că el se îmbracă până la urmă cu ce-i cumpără ea. Își pune ceasul ăla la mână. Dar bombă-ne! Pentru că știe că s-au cheltuit bani. El ar prefera să primească totul pe post de cadou, cum se spunea pe la emisiunile noastre de tembeliziune. Așa că Black Friday asta e un fel de teleshopping. Încă o dată vă spunem, dai un pic mai multă atenție. Nu aruncați banii pe fereastră. Uite. Avem o veste bună din media. România va participa la Eurovision 2014, că ne-am înscris pe ultima sută de metri, de fapt, cred că pe ultimii 10-15 metri. Dan Manoliu, cel care coordonează proiectul Eurovision pentru televiziunea română, a declarat: România s-a înscris ieri la Eurovision, NDLR, probabil alaltă ieri, urmează ca pe 13 decembrie să fie supus bugetul în Consiliul de Administrație. Bugetul anul trecut a fost de aproximativ 200.000 de euro. Are TVR bani mai? Ăștia sunt banii pe care tocmai nu i-a dat pe meci. Meciul a trecut, deci TVR-ul a avut dreptate. Dacă meciul ar fi rămas etern pe micile ecrane, atunci nu, n-ar fi avut dreptate. Noi trebuie că meciul s-a dus. 200.000 de euro. Eurovision 2014 va avea loc la Copenhaga. E de mers acolo, adică e o ciozvârtă. Copenhaga e interesantă, poate chiar mai mult decât un Baku, să zicem, deși și acolo exotismul, icrele negre pot să te tenteze. Sperăm într-o participare lui Robert Turcescu. De ce nu? Anul trecut era ca Riberin, 2006. Va fi ocupat cu politica. Mai mult rezervă. Da, dar e în creștere. Astăzi are concert. La 23:30 pe Calea Victoriei. Chiar am anunțat aseară. 15 lei scrie pe afiș. 20 de lei este la intrarea în club. Și 100 de lei când începe să cânte.
Dacă ai însă bani grămadă la tine, că trebuie și de aia pentru bis. Păi și în, da, asta zic, și în timp ce cântă trebuie să-i mai lipești, pardon, să-i dai. Da. Da, la el se lipește mai greu, dar poți să-i dai, într-adevăr. Important este să ai fișicul ăla în mână, legat, dacă se poate, cu un... cum se cheamă ăla? Cu un... nu cu acul de siguranță, cu ăla cu care ce pun femeile la... urcane de zacuscă sau de vinete sau de murături pe care le... Elasticul ăla. Da, cu un zgârci de ăla de cauciuc. Da, exact, zgârciul ăla de cauciuc. Cu ăla ai bine să-ți ții legat... fâșicul respectiv și de câte ori vezi că atmosfera se încinge, mai scoți o foaie. E costisitor. Și asta e tot de Black Friday, probabil. Altă știre de Black Friday, Gigi Becali ne anunță realitatea.net. Mă așteptam să se închidă, dar e deschisă și astăzi. Pagina. Gigi Becali a hotărât să renunțe la palatul din Alea Alexandru. Informație luată din Fanatic. Prin urmare... Dar să presupunem că ar fi adevărat. Palatul fusese achiziționat contra sumei de 7 milioane de euro. Nu știu dacă se putea spune palat. Era mai degrabă o casă boierească, nu un palat. A fost cumpărată cu 7 milioane. Ăsta pretinde că a investit 10 milioane. De fapt a distrus casa aia boierească. Acum ca să o faci la loc, să arate cât de cât decent, îți trebuie probabil 20 de milioane de euro. Nu mai are bani. Oricum asta e ideea. Chiar dacă informația nu prea are parfum de credibilitate, în cele din urmă tot se va întâmpla. Va vinde tot. Asta dacă și găsește un prost, sau e doar o informație de Black Friday asta. Pentru că 7 milioane de euro să dai și să stai unde a stat Gigi Becali, nu știu dacă îi convine cuiva. Nu știu, o firmă, o companie de-astea mare să-și facă sediu acolo. Da, trebuie să renovezi acolo chiar tu. Păi asta am zis. Bineînțeles, din temelii. Da, nu, n-ai ce să faci acolo. Deci asta este așa cum facem cu toții. Scoatem ceva la vânzare, dar trebuie să găsim și cumpărător. Nu contează că pui un preț. Cine vine să-ți cumpere la o asemenea sumă? Puțin probabil. Mă gândesc, tot un snob sau tot un parvenit dintre ăsta. Că mai avem. Mai avem, dar și banii ăștia acum... Niculae de la Astra. Îmi dau afară din casă pe cineva. Da, să stai într-o porcărie de palat. Păi da, nici ăștia nu-s departe de el. Un alt patron din fotbal. Ai 7 milioane, mai pui 100 și ții un castel undeva. În Franța. Sunt castele în Franța de vânzare. Să cumpere o insulă la croați. Să zicem, evident. Sau la greci. Nu știu pe unde. Nu e chiar așa, cred că să înghesuie lumea. Ce face Gigi cu 7 milioane? El a avut 7 milioane de euro în mână de nu știu câte ori până acum în viața lui. De sute de ori. Ce a făcut cu ei? Aia nu-s bani din care un oier să trăiască toată viața. Sunt puțin, mă. E ca și cum tu ți-ai vinde casa pe 10.000 de euro. Ok, în momentul când îi bagi în buzunar par mulți, dar nu poți să trăiești din ei. E puțin, nu te ajută, nu ți rămân până la sfârșitul vieții. Ce să faci cu 7 milioane? Ok, dacă te-ai duce la mănăstire și ai trăi acolo cu pâine și cu apă, da. Dar să trăiești în lux, banii ai tocat în două săptămâni. Uite ce zice Noni. Lui Cristescu îi se potrivește perfect la cum se îmbracă și cum se poartă. Într-adevăr, marelui maestru al lojei Parizerului se potrivește palatului Gigi. Să vedem, dacă într-adevăr există un prost așa de mare, atunci da. E, trebuie să existe în țara asta, întotdeauna se găsește. Și tot de... Uite, cineva ne îndeamnă să vorbim despre prezentatoarea aia meteo, care s-a dezbrăcat după ce Franța s-a calificat la mondial. De la Canal Plus. Da, din păcate nu putem să o arătăm că nu suntem post de televiziune. Da. Aici e problema. Am văzut-o și eu, mi-a arătat-o Bogdan, parcă fugea printr-un câmp. Nu era, n-a apărut dezbrăcată la TV. Da, asta dezbrăcată, știu pariu. Dacă ai un pic de imaginație, nu trebuie să o vezi dezbrăcată, trebuie doar să o vezi cum arată astea la ei. Toate prezentatoarele astea. Noi îl avem pe Busuioc. Băi, era Busuioc acum două seri, din greșeală am nimerit la Meteo, la Pro TV. Era îmbrăcat într-un costum, ziceai că a căzut într-o căldare cu var, până la piept. De la piept abia se vedea un bleu. Așa. Așa e fac special. Ca și cum ai fi aruncat o găleată cu var. Nu-și bag joc de el. Incredibil. Evident, asta este scopul.
chiar că în bătaie de... Să nu-mi spună nimeni. Cel mai idiot croitor, pardon, creator de modă de la noi nu ar fi făcut asta dacă n-ar fi vrut să-și bată joc de ea. De ce arăta? Nu mai puteai să fii atent la ce spunea. Și tot de Blackfriar, înțelegem că bănică și-a arătat și-a demonstrat atașamentul față de noua lui iubită. Să nu spuneți și despre asta că e prietena tuturor, da, vă rugăm frumos. Lavinia Pârva, a apărut asta cu vânătăi. Și ce vânătăi? Uite așa... Cred că i-a dat cu o bâtă de baseball și numai în cap. Sau în nas, sau în fine, în ochi. Asta nu stai să o lovești sub ochi. Da, și tu unde nimerești, da? A bătut-o de azi, nopit-o, practic nu mai recunoaște nici măsa dacă se uită la ea, săraca fată. Dar merită, mă, merită, că asta înseamnă celebritate. Oricum, asta înseamnă, dragă Lavinia, să nu fii supărat. Asta înseamnă că te iubește. Așa-s bărbații din categoria și asta. Acum vreau să-i transmit ceva Laviniei. Dacă ai sta cu un leu, nu s-ar întâmpla la fel? Pe leu cum crezi că și-ar manifesta atașamentul? Dintr-o dată te-ar râcâi pe față, ar face un... Gata, n-ar mai rămâne nimic din fața ta. Să nu cumva să crezi că îți face asta pentru că te detestă. Dacă te-ar detesta, te-ar mânca. Și iată, dacă te mănâncă, înseamnă că totuși simte ceva, simte pentru tine. Ceea ce, stai puțin, păi leu, mă, leu este simbolul Olteniei. Este simbolul tuturor echipelor din Oltenia, da? Ce legătură are Oltenia cu leu, n-am înțeles niciodată. Dar, în fine, nu știți că toate echipele din Oltenia, în toate diviziile, au un leu pe steag. Măcar să se fi descoperit în Oltenia picturi rupestre. Nicio legătură. Nimic. Și da, vorbești de picturi rupestre. Noi n-au existat lei, fraților, în România. Da, zero barat, da. Dar e cu totul cu leu, așa și cu ăsta. Vă, deci este simbolul șmecheriei la noi, da? Simbolul de lăsării, simbolul murdăriei, nu știu cum să spun, da? În fine, cine nu și-ar dori să stea cu un leu, da? Partenerul ideal, da? Acolo să le aud pe femei, știi, toate să plâng de asta. Știi, mă simțeam în siguranță. Mi-aș fi dorit să fiu un pic în siguranță, pentru asta aleg bărbații. Păi, bă, tata, dacă ți-ai ales unul să fii în siguranță, nu mai bine ți-alegi o fiară dintre asta. Că uite ce înseamnă să fii în siguranță. Te bate bănică, tată, te ascultă la ureche. Alta! Să vedem pronosticul care va veni. Mai rezistă asta acum un pic. Mai așteaptă să vadă dacă o bate și a doua oară și după aia va dezvălui că a fost dificil. Nu-i poartă pică, pentru că este un tip extraordinar de talentat și au avut momentele lor extraordinare pe care ea nu poate să le uite. Da, în felul lui e un bărbat extraordinar. E un bărbat foarte bun și ea nu înțelege nici acum de ce celelalte femei îl arată. Ea niciodată nu va zice nimic rău de el. Până când va ieși într-un studio de televiziune, va spune, era un pic vulgar, era într-adevăr maniac, făcea urât, da, nu. Am avut niște momente mai, da, nu știu dacă vreau să vorbesc chiar acum despre el, în ce caz s-a purtat urât cu mine. Nu o să-l pot să-l iert niciodată. Pe metri, pentru cei cu cernici. Ia să vedem ce scoruri avem de la Liga 3-a. De câteva săptămâni meciurile încep la ora 2, deci sunt pe final acum. Seria 1, Pașcani-Moinești 4-1, Dorohoi-Bucovina 6-0. Bă, niște scoruri astăzi. Ceahlăul-Piatra Neamț 2, Bacău 1-0, Petrotub-Roman-Suceava 3-0. În seria 2-a Cernica Mangalia 1-0, Calatis Mangalia, uite că mai există încă, Balotești Metaloglobus 2-2 și Viitorul Craiova Tunari tot 2-2 în seria 3, în seria 4 Vulturii FC Hunedoara 3-2, seria 5 Arieșul Turda Osorhei 4-0 și în seria 6 SC Argeș Câmpina 0-0 și Fortuna Poiana Câmpina Popouț 8-0. Numai în două meciuri s-au marcat 14 goluri. Azi avem ceva meciuri și prin Liga 1? Ar trebui să ne intereseze? Nu cred. Da, avem în Liga 1, avem un meci de la 7 pe Dolce Sport. Sigur, dacă ne interesează chestiunea. Așa cum se întâmplă în fiecare vineri, sunt meciuri slabe. Da? După o pauză, totuși, cam lungă, se întorc marile competiții interne.
avem de la 7 Ceahlăul Poli Timișoara, avem de la 6:30 derbiul etapei Concordia Chiajna Săgeata Năvodari și de la ora 21 derbiul Moldovei Oțelul FC Vaslui. Și trei partide astăzi, două dintre ele sunt pe Digi și una este pe Dolce. Meciuri care vor pune la grea încercare telespectatorul. Spuneam de derbiul de la ora 6 dintre Concordia și Săgeata Năvodari, echipa clasate pe locurile 12 și 13 în clasament, deci vecine de clasament, cum s-ar fi spus la fotbal, minut cu minut, despărțite de un singur punct. Săgeata Năvodari, dacă ar fi să o analizăm în stilul lui Chivulete, are 4 bătăi în ultimele 5 meciuri, deci nu traversează tocmai o perioadă extraordinară, iar Concordia Chiajna are 3 meciuri mai puțin jucate decât Săgeata Năvodari, este din regimul Mitică această întârziere, că Mitică Dragomir i-a plasat din greșeală, sigur. Greșeala e umană, numai cine nu muncește nu greșește. I-a plasat în Liga 2 în loc să-i pună în Liga 1 și după aia puteți uita. Chiar sunt curios, Iorgulescu va proceda la fel? Lector vor cere unii mai șmecheri amânarea partidelor, va ceda? Absolut. Ceda Mitică? Absolut, pentru că el a fost fotbalist și încă unul mai uns pe teren cu niște alifii decât Mitică Dragomir. Da? El a fost fotbalist de echipă națională, ceea ce Mitică Dragomir n-a reușit. Deci, cu atât mai mult va amâna. Cum s-a amânat acum Steaua cu Cluj pentru a pregăti mai bine meciurile cu Grecia. E, le-am pregătit cât se poate de bine, așadar trei mari derbiuri, Oțelul cu FC Vaslui de la ora 21, mare meci ăsta. Oțelul este deasupra retrogradării, 14 puncte. Vaslui, după ce și-a recuperat cele 8 puncte de penalizare, că doar suntem în România, da? Are 18 puncte. Dacă nu ar fi fost în zona retrogradării, poziția 11-a pentru fosta echipa lui Adi Porumboiu, că de acum nu-i așa, urându-se în a doua jumătate a clasamentului, nea Adi Porumboiu nu mai investește. Fică la noi așa e. Te amenință cu neinvestitul în momentul în care echipa pierde 2-3 meciuri la rând. Te amenință cu neinvestitul. Și oricum Vaslui este pe un trend ascendent. Are 2 victorii și un egal în ultimele 3 jocuri. O să aibă grijă Porumboiu să nu mai fie pe unul ascendent, va trece pe unul descendent. Păi știți cum ia președintele Republicii Vaslui decizii. Uneori total nejustificate. Schimba antrenorul, că așa este năzare, sau nu-i aduce ăla, nu-i pasează sarea la timp, în timp ce mănâncă, în vreme ce mănâncă, apoi îmi băie orice e posibil. Niciodată FC Vaslui nu va fi o echipă serioasă, la nivelul campionatului nostru, desigur. E, și Porumboiu până la fel e tot un fel de Gigi, de Mititelu, e din acea de Iancu. Vinde și el cumva? Va vinde, bănuiesc. Va veni și momentul în care se va retrage și Porumboiu va spune gata, mă voi ocupa numai de agricultură, silit sau nu, cine știe, dar o va face. Nu cred că își imaginează niciunul că va lăsa moștenire feciorilor sau fiicelor echipa respectivă. Au avut nevoie de fotbal ca să câștige notorietate, să se pună la adăpost de presiunile justiției sau de alte... Pe lângă chestia asta, să nu uităm că se plictiseau. Adrian Porumboiu a făcut doar fotbal. N-a fost arbitru, alpitru de fotbal. Ce vreți? Când a terminat-o cu alpitrajul, s-a apucat de băga bani în fotbal. Câștigase foarte bine din meseria asta de alpitru. S-a apucat să investească după aia. E cum? Se plictisea. Lăsați-o pe asta cu combina și cu munca de la câmp. Da, atunci de ce nu stă să muncească la câmp? El avea nevoie să fie la radio și la televizor toată ziua. Avea nevoie să stea, să spargă niște semințe la loja acolo cu 200 de spectatori în tribună, cu lanternele alea în loc de nocturnă la Vaslui. Cum să nu? Fără fotbal era lat. Fisu s-a apucat de cinematografie să fie... E bine, Tasul a ajutat cât a putut. Mai mult,
Asta e, trebuia să bage bănuții ăștia în fotbal în fiecare an. N-a câștigat nimic, da? A rămas acolo. Tot amenințat că se retrage, era un fel de George Copos și el. Hai că nu mai bag, hai că ăsta e ultimul an, hai că... Ași, nu-i mai bine așa să te retragi după ce termin campionatul pe locul 10 sau 11? E mai bine să termin măcar cu o victorie. Să nu se spună că ai plecat mișelește când echipa mergea prost. Lasă pe 10 și cară-te în triumf. Pe metri. Să fie pace ca să nu fie război. Acum de Black Friday avem și noi o rugăminte la domnii Cristescu și nu mai știu cum îl cheamă pe ăla, poate plătiți și salariile la Rapidulețu, că tot veni vorba, recursul Rapidului la decizia TAS a fost acceptat. Rapidiștii nu s-au împăcat cu retrogradarea în eșalonul secund impusă de FRF în vara acestui an, după o decizie a Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lozan, au depus recurs la decizia luată de instanța elvețiană, iar actul a fost admis de Curtea Supremă de Justiție de la Geneva. Rămâne să se decidă termenul la care va începe judecata. Procedura îi costă 6.000 de franci elvețieni și le-o fi dat banii ăștia. Pe oră. Pancu. 6.000 de franci elvețieni pe oră? Probabil. Păi da. Nu se știe. Arma să le transmită. Astfel de chestiuni se pot întâmpla. Uite și în Franța, de exemplu, Le Mans și Sedan, care au fost declasate de la fotbalul profesionist la cel amator, se tot judecă. Dar există și niște reguli, până la urmă, pe care justiția nu le poate modifica în lumea fotbalului, și anume că timpul trece. Deci, chiar dacă tu vei câștiga procesul ăsta al Rapidului, va mai dura un an, doi, trei, până să dă o sentință definitivă și irrevocabilă. Degeaba, ăia trei ani, tu nu poți să-i joci în prima ligă, decât dacă te califici pe teren. Da, nu mai ai cum să-i recuperezi. Poți să fii, până la urmă, despăgubit financiar. Dar atât. Așa că și ăia au fost mutați, Le Mans, de exemplu, în Liga 6-a. Contestă chestiunea asta administrativ, să tot ducă la tribunale. Timpul a trecut, campionatele au început, ei n-au mai fost înscriși nicăieri. Așa și situația asta, chiar dacă vei câștiga la un moment dat, vii cu alți avocați, ai o altă apărare, vii cu dosare îmbunătățite, îmbogățite cu uraniu, dracu să le ieie, timpul se duce, cine-ți mai dă ție locul, nu mai ai cum. Dar poți cere despăgubiri? Da. Asta, poți să ceri despăgubiri morale sau materiale, da? Sigur, vei primi niște bani, clar, dacă vei câștiga procesul. Dar banii ăia, în cazul fotbalului, nu îți acoperă ție prejudiciul ăsta. Chiar dacă, să zicem, financiar ai recupera. Tu în perioada aia n-ai existat, n-ai niciun palmares, știi? Ai jucat în ligi inferioare, ai fost la amatori, Rapidul, e în B. Da, joacă în divizia B în momentul de față. Sezonul ăsta nu ți-l mai pune nimeni înapoi. Toată lumea va ști peste ani, bă, ăla a fost sezonul în care Rapidul a jucat în Liga 2. Nu e mare rezolvare chestiunea că te adresezi. Ce se demonstreze aia de la Geneva? Că ai avut dreptate. Prea să-ți faci dreptate, nu era mai simplu să plătească coposică toate alea la timp? Ai văzut că Pandurii și Petrolul riscă sancțiuni în Europa? Sunt pe lista neagră. 6 echipe sunt pe lista neagră a UEFA. Apropo de noile reguli incipiente ale fotbalului sau ale fair play-ului financiar, cum vrem, 6 echipe, dintre care 2 din România, una din Ucraina. E și Metalist Harkov pe acolo. Lângă ei, Pandurii și cu Petrolul. Până la sfârșitul anului a promis UEFA că va da verdictul definitiv. E posibil ca cele două să primească o sancțiune fermă pentru următoarea ediție a cupelor europene. Mai mult decât atât, nu cred că riscă deocamdată. Nu vor fi înscrise în cupele europene în sezonul 2014-2015. Pentru ele ar putea să fie o problemă, întrucât sunt echipe care se bat la cupe. Pandurii e numărul 2 în România în momentul ăsta. Dar și Petrolul e acolo, și Astra. Toate, dacă vor fi prinse cu o caua mică,
plăti. O altă treabă foarte interesantă, un prieten de-al nostru, Romeo, îmi trimite un link de la ziarul financiar. Un articol, din ce văd eu aici, în care era vorba despre cum se practică Black Friday la Bistrița. Bănuiesc că tanti de la caserie îi spune clientului, păi televizorul nu mai e în stoc. Iar ăsta zice, păi cum nu mai e în stoc dacă e la mine în mână? Adică nu vroia să îl vândă pe ăla. Dau click să intru pe ziarul financiar să văd exact despre ce e vorba și ce crezi că mi-apare? Eroare. Opa, asta ce să însemne? Că cineva a dat telefon și a dispărut materialul sau o fi conexiunea de vină? Nu știu ce să vă zic. Bună ziua! Tovarășul Dan. Da, uite, dacă și tovarășul Andy m-a recunoscut, păi care în ultima vreme nu mă mai cunoaște, atunci înseamnă că nu mi s-a schimbat vocea. Păi a rămas să-mi dați telefon, tovarășul Dan, n-ați sunat. Da, tovarășul Andy, nu săriți de la una la alta. Ca să intrăm în atmosferă. Păi m-ați acuzat. Tovarășul Dan, ca să intrăm în atmosferă, permiteți-mi, nu mor caii când vor câinii. Păi cam asta e discuția, că m-ați... Aud niște câini lătrând. Da, de ăștia sunt. Băi, nu, ei de ce... I-a spus pe gândul și pe câini, cu afirmația de mai înainte, cu Le Mans care e în divizia 6. Păi, Panciu, explicați-ne, dă-mi, cum vine asta. Acum noi știm că aici avem pe unul, Doru, care e mâna dreapta lui Mircea Sandu, da? Da. Și ăsta taie și spânzură. Și zice, ăla-n B, ăla-n C, ăla-n C, ăla-n divizia 4. Dar în Franța cine-i domne în locul lui Duru? Că nu-o fi unul care îl cheamă cu C. No, nu, e tot Duru și la ei. Deci cum vine asta? Deci chiar nu mai prisip cum vine asta. Deci ăla-l scoate, afară, fără ăsta îl greșește dreptatea peste 2 ani, 6 luni. Mm. Ce se întâmplă în timpul ăsta? Păi e normal? Nu. No. Aveți dreptate, nu e normal. Păi asta vreau de, nu ne lăsați așa crăcănați între două continente. Lămuriți-ne până la capăt. Ce e bine, ce să strigăm în continuare? Jos Pițurcă, jos Mircea Sandu, jos Duru sau nu? Sunt ca proști și închidem gura. Așa, Dan, haide, că nu mi-a plăcut. Ați schimbat subiectul. Ne-ați sunat ca să ne invitați de Black Friday, nu? Exact. Cine interesează, domnule, pe noi? Lăsați-mă cu Duru. Da. Ce e asta, domnule Dan? Asta știți cum e? Ne dați telefon că vă însurați și după aia la telefon vă crispați și vorbiți de afaceri cu petrol. Păi, ne sunați pentru nuntă sau pentru business? Vorba lui Gheorghe Denica, nu vă nimic pe masă. Exact. Nu face puțin, am luat și eu un pic așa, pe o coită, să nu creadă lumea. A lui nevoie, suntem bărbați, așa, Dan, ce atâta... Păi, asta nu, stați un pic, că-mi la trăcini în curte, domne, de disperare. Adică după lovitura asta care am avut-o cu Naționala, după toate nenorocirile astea, să aflu că până la urmă și în Franța, domnul Banciu, da. Franța care a fost un etalon sau este încă pentru noi aici în campionatul nostru amărât și nenorocit, da. Să spuneți că aceleași nenorociri se întâmplă și acolo și că lumea după ce își câștigă dreptatea pe la tax, bine, mersi din nou în Liga sau cum el spune pe acolo și nimeni nu zice nimic, a noi și în regulă. Da, au fost retrogradați, dacă vă interesează chiar așa de mult istoria lui Le Mans, au fost retrogradați din Liga 2 în Liga 6, pentru că și-au pierdut statutul profesionist, neavând bănuțul să mai țină echipa. Au făcut un stadion, așa cum visa Mititelu să facă, au băgat toți banii acolo și la sfârșit când s-au prezentat cu conturile erau goale, aveau doar geaca de pe ei. Și atunci i-a trimis în Liga 6. I-au contestat, că au zis că nu, că avem active, că uite stadionul, că jucătorii, că centru de antrenament. Și i-au zis, bine mă, dați-ne în judecată. Știți, dar îmi pare rău, tovarășul președinte, dați-ne mă în judecată. Dați-ne mă. Și acum să judecă, dar între timp campionatele au pornit la drum. Nu stă nimeni să-i aștepte pe ei, asta spuneam. Când o câștiga procesul, dacă o câștiga, e târziu. Da. Deci, doamne, este exact cum e și cu Mititelu. L-au dat afară exact. Cu trei ani. Când o câștiga săracul, dacă o câștiga, între timp vedem noi dacă ne-am calificat cu grecii
știm, pe vremea aia când a dat pomutitelul afară, nici nu jucasem, nici cu estonienii. Aveam încă 2 ani înainte. Asta ziceam și eu, așa că nu e. Fotbal mai este o problemă. În justiție, în viața de zi cu zi, când ești civil, persoană fizică, te adresezi, ai timp să aștepți. Un proces la fotbal nu e așa. Bun, da? Deci m-am lămurit, e clar. Deci nu mai aștept nici de la fotbal nimica. Nimic. Da, m-am lămurit. Bun, spuneți, domnul Banciu, domnul Andi, tace văd că acolo. Îl felicit pentru intrarea de azi cu autobaz la Kamikaze. Sper să fie de bun augur. Adică să nu se mai întâmple. Da, am înțeles tot așa, dar tot nu mi-ați răspuns la întrebare. Păi nu știu ce întrebare mi-a spus, că nu mi-a spus nicio întrebare. Aia cu masa care e goală. Dom'le, uitați, este. Deci tot am mobilierul dintr-o zonă unde nu apărea soarele în curte, așa. Într-o zonă unde e soare. Așa că, practic, începând de mâine dimineață de la ora 10-11, pentru că soarele e focalizat acolo, așteptăm aici vizitatori. Mai mult de atâta nu zic nimic. Îl las pe domnul Andi să mă sune cum am mai făcut-o pe la 11-12 noaptea, când din omul mai somn, după Suleiman, și să-mi spună că mă invită în centru civic. După Suleiman, extraordinar asta, da. Bine ați plasat-o. Păi da. Bun. Haideți, vă salut și emisiune plăcută în continuare. Sigur, să nu intrăm în multe amănunte, că nu vă avantajează toată Șudan. Da, închis. Dar nu mi se pare normal, nu i-a convenit întrebarea tovarășului. Păi cum se convine? Eu așa mă obișnuisem, de câte ori ne suna, ne invita pe la el. Nu ne interesează să intre în direct, că în direct ne descurcăm și singuri. Bineînțeles. Tovarășul Dan, ne interesează ce se întâmplă după emisiune, în cazul dumneavoastră. Bun, am vorbit despre rapidulețul, dar am uitat să vă spunem că a fost respins... A fost respinsă și contestația depusă la rectorat de Marin Condescu și de celălalt june aspirant la statutul de student Temelescu. Curtea de apel Craiova a respins recursul procurorilor. Așa că rămâne fără facultate. Până la urmă, Condescu degeaba au depus aia recurs la rectorat că nu s-a admis. Cererea, mai pregătiți-vă, domnul Condescu, poate intrați la facultate, cine știe. Cu ce vă spălați pe cap? Cu oțet. Dar de ce? De mere. 11 metri. 100% natural. În caz că v-ați pus întrebări referitoare la piesa pe care ați ascultat-o înainte, la vioară, Nicolae Cristescu. A fost? A, uite că au găsit colegii noștri în cele din urmă pe Mediafax știrea cu Bistrița. Sute, da... E de pe Mediafax. Aici RTV ar fi adăugat sute de mii de bistrițeni, sau intactul, milioane de bistrițeni, s-au înghesuit în magazine pentru reduceri încă de la 5 dimineața în zona unui magazin pe bulevardul Decebal din Bistrița. Încercau să vadă prin geamuri, bineînțeles, magazinul închis la 5 dimineața, ce produse vor avea prețuri reduse. Păi niciunul. Și iată ce declarau pensionarii: vreau să-mi cumpăr un televizor nou, fiindcă am auzit că sunt reduse. Hai mă, tata, e dă-o încolo de treabă, ce contează dacă e vechi sau nou televizor? Nu am calculator și nu știu să mă uit, dar am încercat să văd prin geam dacă sunt mai ieftine. N-am reușit, așa că stau la coadă, taică. Un alt bărbat revoltat a declarat: am venit la ora 5 fiindcă mama mea voia un televizor nou. L-am găsit pe raft, l-am luat și când să-l plătim au zis că nu mai e pe stoc. Păi cum să mai fie pe stoc dacă e la mine în mână? Păi îți explicăm noi, stimate cetățean al Bistriței, nu mai era pe stoc pentru că pusese ochii un angajat al magazinului. De-aia n-au vrut să ți-l vândă. Ăsta a sunat la OPC, stai tu liniștit. Ăia de la OPC îi miști foarte greu. Gurilele le spun că îi miști numai cu... Și aici m-aș cam opri. Vorba lui Meme Stoica. Deci în România trebuie să... Așa se spune... Că trebuie să dai mită ca să vină cineva să constate că respectivul comerțant a încălcat legea. Oricum, degeaba te agiți, pentru că în justiție vor scăpa. Bună ziua! Să trăiți, băieți, Florin la telefon. Mă arăt că l-am ascultat mai devreme de tovară și cu Aldan și m-a dezamăgit rău de tot. Duna de zile stau cu pixă și cu foaia de hârtie mână să fie ultimele rețete de zacuscă, de ciuperile astea și el intră cu durul și cu asta. Da, păi voia să tragă de timp.
A regretat că a sunat, dar deja se formase și nu mai putea. Când a început să facă numărul, a început să-l și regrete. Da, dacă nu interveneai, cine știe de ce ne povestea de alegeri de altele. Nu o să ne povestească de ultimile peripetii ce a pățit în Cuba, trabucuri fine, femei frumoase. Mă rog, Cuba tovarășului Dan este în Berceni, de fapt. Dacă îmi permiteți și mie o răutate. Da. Să vezi Berceniu și apoi să mori. Păi eu că mori acolo. Păi da, asta e. Mi-a luat 4 ore să mă întorc spre casă. Nu, de fapt în 4 ore am ajuns înapoi la radio. El în realitate, săracul, făcea mai mult până acolo decât până în Cuba. Bravo, am înțeles că stă undeva între Bulgaria și Berceni. De fapt, și că acolo sunt niște coclauri de ăștia unde s-au sălbăticit câinii și au devenit câini dingo. De fapt, nu e în Berceni. Berceni spunem noi că trebuie să dăm un punct de reper. E în afara orașului. Spre Tanzania, cum te uiți din Berceni. Da. Acolo stă și că acolo, zicea Andy, astea, bălăriile sunt cât statul de om. Adică deja intri într-o junglă dintre asta, nu mai știi care încotro. Da, nu o să facă invitația așa mai pășer, ne pe direct așa la o țuică de asta, de crudă, de toamnă, nimic. Avea țuică. Mai făcea invitație, cred că stătea și cu ochii pe telefon să vadă câte minute mai are. Da. Avea țuică de turbă, de-aia scoțiană, avea țuică de-asta de-a noastră. Avea pălincă, în schimb. Era de aia de unde se putea bea. Numai dacă scoteai dopul și leșina tot cartierul, chiar puteai să pui pe limbă. De ce avea? Radu, dacă România a ajuns să se ducă și Monaco să caute pe Mihai ăla să-i fure. Da, era firesc. Ce i-a furat? Tot ce avea. Telefoane mobile, carduri, bani. După care știi ce a zis ea? Cel mai rău îmi pare de pozele pe care le aveam pe telefon și n-am apucat să le descarc pe laptop. Poze cu cine? Bănuiesc că cu niște delfini, cu niște lei de mare. Ce mai puzase și ea pe la un aqualen, pe unde... Drumul, palmierii de pe drum. Da. Ce să fie? Cu cine să fie? Ah, dezbrăcată? Nu cred. N-a apucat să le Bine că Abraham Burica a apucat pe plajele cambogiene. V-am mai relatat, noi. A stat 8 ore, dar a descărcat. A descărcat? Și tot la Cristi Chivu, să știți că încă nu și-a revenit după accidentare, dacă vă interesa. Salariul merge în continuare, tot îl propun în continuare la națională. Așa. Băi, e bine. La Anji Macașcala? Cred că o să vă aduce și el la CSKA Sofia. Va fi antrenată, cred că, a treia oară de către Ioan Andone. Și sigur că mi-l doresc pe Chivu, cine nu și-l ar dori, e un mare fotbalist. Uh-huh. Ar fi zis Andone, dar nu-i timpul pierdut. Și Mutu, să știți. Și Mutu. Chiar avem derby. Da. OM cu Ajaccio. Eu o țin minte și acum pe Alexandra Derevici. Păi văd bine pe OM dacă joacă Mutu. Nu joacă, Mutu nu e în lot. Nu e? Nu e accidentat. Deci ce vrea să facă? S-a accidentat dacă te-a insultat pe pițurcă. Că mi-ați amintit de meciul ăsta, îmi vine minte declarația al Alexandrei Derevici, acum un an, doi, nu mai știu, pe post. Când la sport.ro prezentau în 7 secunde rezumatul meciului Ajaccio-OM și a zis: mai e surpriză în Franța, OM a învins pe Ajaccio. Imagine. Păi bă, frate, păcat că n-aveam o bâtă lângă mine, că o simțeai și prin televizor. Și după aia arătai violetă la televizor, la post, când veneai. Și ar fi zis colegii: dar ce, Alexandra, ți-ai făcut operații estetice? Mare surpriză, bătuse OM pe Ajaccio. Asta a fost, așa era scris textul, ea n-are nicio vină, săraca. Și să știi, Radu, am urmărit meciul Franța cu Ucraina, să știi că arbitru chiar n-a fost în partia. A tras un pic, da. Asta era evident. Ai tu cu 2 zile înainte de meci că se vede că Platini, că nu-l interesează meciul, că el nu mai stă în Franța, că nu s-a băgat.
dar să știi că nu putea să-i lasă pe ucrainien să se ducă la mondial și să rămână flanca. Aia, bă, dar nu arbitrajul a influențat calificarea, hai să fii serios. Ce, unde a tras? Golurile au fost corecte, la al doilea a fost din offside, dar marcaseră cu 4 minute înainte un gol valabil pe care l-a anulat. Deci dacă îl dădea ăla, sigur că n-ar mai fi fost celălalt, dar tu Benzema îl marcase și pe primul și pe al doilea. Deci unde a fost chiar așa mare influența? Că l-a dat pe ăla afară, da, minutul 47, da, au fost două galbene. N-a fost o decizie să zici că, mamă, l-a rupt ăla în două, iată un roșu pe nimic. Da, despre asta am vorbit și noi și știa și Fomenco ăla. Se era logic, te duceai acolo în condițiile în care pentru aia era o problemă națională, nu mai era o chestiune de sport. Trebuia să faci față, aveai 2-0 în tur pe care nu ți-l lua nimeni și așa cum am spus, marcai, trăgeai de la 30 de metri în vinclu, un șut. Da, Franța era slabă în apărare, dacă forțai un pic, marcai un gol, bă, 4, nu știu dacă îți dădeau. Da, asta trebuia să faci. Ei ce au făcut? S-au pus cu curul în poartă. Sigur că în condițiile astea erai pierdut. Sigur că erai pierdut. Bine, că oricum nu vrea, cred că nimeni să-i vadă pe Ucraina la mondial. Păi nu știu, dar aveau 2-0, mă, așa, nu vrea să-i vadă nimeni. Meciul a început de la 2-0, ei erau în cărți. Da? Puteau. Dar nu stând cu curul în poartă. Așa, sigur că luai goluri. Ei n-au venit să joace, asta a fost problema. S-au temut de public, s-au temut de presiune, au abordat prost meciul și asta au și recunoscut după. Și presa lor, că am văzut, n-a dat nimeni vina pe factori exterior. Când ai 2-0, astea sunt românisme. M-am dus și m-au făcut arbitru. Dar te-au făcut, nu ți-au băgat două goluri în Tristan Tour? N-ai câștigat meciul, ce? A făcut cineva contestație după meciul ăla? Ai plecat de la 2-0, tot tu ești cu gură mare? Nu. Deci asta, să nu vorbim noi în numele lor. Ei au recunoscut că tactica a fost proastă, că antrenorul a fost un bou, că s-au înșelat, că nu trebuia jucat așa. Trebuia să încingi meciul acolo, cum ai jucat acasă. Era clar că dacă stai la tăiere, te vor face. Era clar. Trebuia să joci și să te duci tu, să câștigi acolo. De ce jucai la ciupeală? Ce, era Andone antrenor? Să-mi Sorin Cârțu, să stai la mica ciupeală, du-te și dă-le goluri. Ți-am spus, nu există arbitru care să-ți anuleze un șut de la vârtos. Dădeai două dacă vedeai că unul nu-ți ajunge. Cum făcea Dobrin pe vremuri cu Dinamo. Bă, dacă nu fluier, mai dau un gol. Mai dau un gol. Da? Păi așa trebuia să și faci. Argeșul atunci avea nevoie de egal la Dinamo, 79, a dat 4. Ca să fie sigur că toată securitatea, toată țara era cu Dinamo. A deschis Dinamo scorul minutul 5. Trebuia să bată ca să ia campionatul. Argeșul avea nevoie de egal. Și a fost 3-4. Da? Dacă avea putere, Radu, l-ai deschis. Toți arbitrii au fost, toți 3 erau cu Dinamo. Toată țara era cu Dinamo. Trebuia să câștige Dinamo. Și uite că n-a câștigat. N-aveai ce să faci. Dacă o dai în poartă... Dacă aveai putere, Radu, l-ai fi demis acum pe piturcă. Păi evident, era drumul lui s-a încheiat. Și pe bune, acum așa, pe final de emisiune, pe cine ai pune, dar sincer așa, ai aduce la antrenor străin sau... Păi uite, nu, era varianta asta, l-aș fi pus pe Dan Petrescu. Încercam să-l aduc pe Dan Petrescu ca să le rupem gura celora care cred că Dan Petrescu e un mare antrenor, unul la mână. Doi, să vedem dacă metodele lui de jmotru, de altă implicare decât Victor Pițurcă, un om care totuși vine dintr-un campionat străin, care a văzut și alte mentalități, era un început de drum corect. Da, Dan Petrescu să bage frica în jucători. Să ia de la început să-i pleznească, să-i înjure, Pițurcă nu are niciun fel de discurs. Uite, era o soluție. Să încerci să-l convingi tu ca federație că e mai bine să antrenezi echipa națională a țării tale decât Dinamo Moscova. Nu cred că totuși pleca de la Chelsea. Îl luai de la Dinamo Moscova, da? Îi dădeai niște bănuți, îl umpleai de bani. Dacă se califica, făceai un pariu dintre ăsta interesant. La cine să mă duc? Mircea Lucescu e o lepădătură. Bălănii nu-i disponibil și s-a pișat pe noi când a plecat la Sporting, da? De nu mă mai interesează. Unde să mă duc? Îi dădeam o șansă lui Dan Petrescu, care este un antrenor bine cotat în România, a câștigat campionatul cu Unirea Urziceni, a fost în Champions League, i-a făcut puncte lui Meme Stoica pentru CV, da? Are la Dinamo Moscova să bate într-un campionat de mafioți interesant în Europa, al șaselea, al șaptelea campionat în Europa, de ce să nu-l ai? Asta aș fi făcut. La Dorinel m-aș fi gândit și eu. Dorinel e...
mai modest. Dan Petrescu, tată, dă-i o șansă. Dacă nu are decât, după aia, dacă bate Anglia în preliminari, să-l ia Chelsea. Da, îi deschideai și drumul spre... Nu, asta ar fi fost. Ar fi încercat cu banii să-i dau mălai, să-i rescumpăr contractul acolo. Mă duceam la Moscova, stăteam de vorbă cu el, îl convingeam, uite, și asta era o variantă. Ți-am spus, ăia la nu se puneau. Răzvan Lucescu a fost, Olăroiu e prea arogant, Beleni s-a pișat pe noi, Lucescu nu mă interesează. Cui să-i dau atunci? Dan Petrescu, altul nu mai era. De la început, când pleci de la începutul campaniei cu mentalitatea asta, nu ne interesează calificarea la mondialul ăsta. Păi da, bineînțeles că e o mentalitate proastă. Proastă, pentru că peste 4 ani aia care au acum 25-26 vor deveni prea bătrâni atunci, la 30 pentru ce să cere atunci. De unde îți garantează ție că la 30 de ani mai sunt buni peste 4 ani? Nimeni nu-ți garantează că îi mai joacă fotbalul ăsta la 19-25 de ani. Păi sigur. Cum să pleci la campanie cu mentalitatea, nu ne interesează campania asta. Ok, mulțumim, trebuie să luăm pauză. Salut, băi. Pe metri. Să fie pace ca să nu fie război. Uite pe site-ul vice.com explică cineva mai în detaliu ce-i cu Black Friday ăsta de la noi. Black Friday este un eveniment americanesc inventat, zice-se, prin secolul 19, are legătură și cu încheierea vacanței de ziua ale cunoștinței, redeschiderea mall-urilor. A ajuns între timp un pretext bun pentru corporații să-și facă lichidare de stoc. La noi însă, reducerile, se scrie aici, sunt mai fictive ca mătușile lui Adrian Năstase. Și dă exemplu, ia pe post de exemplu cărțile pe la diverse edituri și explică de ce nu se fac reduceri în perioada asta, dimpotrivă. După care, spune o chestie foarte interesantă, la noi în țară promoțiile cu reducerile cele mai mari se fac până în 31 octombrie pe soldul de vară și de la 1 ianuarie încolo pe soldul de iarnă. Mai pe românește, între 1 noiembrie și 31 decembrie n-ai voie să faci reduceri extreme conform ANPC, adică Asociația Națională pentru Protecția Consumatorului. În limbajul nostru a rămas tot OPC, mai simplu, pe lumea se numea oficiu, tot aia e. E și logic, fix în noiembrie-decembrie toți românii cumpără cadouri. Vine Crăciunul, chiar cel mai amărât pensionar își face un credit de 5 milioane la ce are ca să le ia nepoților ceva bun de sărbători. La noi companiile nu au produsele pe care le vând pe net de foarte multe ori, pentru că nu au produsele alea, îți dau ce mizerii găsesc prin depozite. E foarte ușor să-i păcălești de pildă pe pensionar la capitolul ăsta dacă vor să cumpere nepoților tablete de pildă. Firește că vrei să-i faci o surpriză nepotului și atunci nu-l întrebi: mă, ce tabletă? Nepotul ar ști să-ți spună: păi uite, cumpără-mea aia. Tu nu știi și atunci te păcălesc. Și pe mine m-ar păcăli că nu mă pricep de pildă, chiar dacă nu-s pensionar. O să mă păcălești când îmi cumpăr telefon mobil, că nu le am pe astea. E, cam asta e situația cu Black Friday. Happy Black Friday. Da, v-am mai explicat noi că astea sunt de fapt niște capcane. Reducerile de fapt nu-s reduceri, iar calitatea produselor, ce să mai vorbim. Sunt doar câteva companii serioase în România care nu profită de perioada asta, dar la alea nu o să vedeți reduceri, să știți. Ăia n-au de ce să păcălească, pentru că știu că produsele lor oricum se vând. În fine, ne întoarcem la... Da, nici legislație să nu... Băi, legislație... Deci nu există. Deci de unde? La noi? La noi, în mod intenționat, deci multe au fost lăsate noi așa. Noi nu avem voie să facem de fapt asta. Asta ziceai. Da, conform celor de la Protecția Consumatorilor, ai anumite perioade în care poți să faci reduceri foarte mari. Senzațional. Poți să o faci tot timpul. Deci până la urmă îi poți da în judecată fără probleme. Îi poți, da. Cine știe, durează procesul. Bine, dar măcar nu vei mai avea la anul fraieria de vineri seara. Numai dacă s-ar grupa și la noi, cum se întâmplă în vest, oamenii în asociații și ar da în judecată companiile neserioase. Doar așa ai putea obține ceva. Pentru că individual, sigur, poți câștiga, da? Câștigi tu, la noi nu există treaba cu precedentul, deci următorul om care dă în judecată compania va trebui să treacă iar prin tot procesul ăla, nu va câștiga în mod automat. Asta e situația. Noi nu știm să ne... Noi suntem de vină, să știți. Nu companiile, nu altcineva.
Noi românii nu știm să ne apărăm. Suntem prea superficiali. Nu ne punem mintea la contribuți. Nu-mi încarc eu, domne, creierul cu date și cu cifre de-astea, zice românul. Uite că e bine să le încarci, mai ales atunci când e vorba de banii tăi. Bun, să vedem la final, Liga 3-a, seria 1, Pașcani, Moinești 4-1, Dorohoi, Bucovina 6-0, Ceahlău, Piatra Neamț 2, Bacău 1-0, Roman, Suceava 3-0, seria 2-a, Viitorul, Dunărea Călăraș 1-0, Rapid, Fetești, Oțelul, Galați 2-0-0, Afumați, Ștefănești 1-0, Voluntari, Compet, Cireșu 0-0, Cernica, Mangalia 4-0. Viitorul, Domnești, Dinamo, București. Nu Dinamo, prima echipă, încă n-a ajuns acolo, Dinamo București 2-0-0, Clinceni Juventus 0-0, Juventus București, Balotești, Metalul Globus 3-2, Viitorul Craiova, CS Tunar 3-2, în seria 4-a Reșița cu AFCM, Reșița 2-0, Caransebeș, Pandurii Târgu Jiu 2-3-1, Vulturii, FC Hunedoara 3-2, Jiul Rovinari, Nova Becicherecul Mic 0-2, Știința Turcene Avric 2-0, seria 5, Arieșul, Turda, Osorhei 4-0, Sebiș, Baia Mare 1-1, seria 6-a, Târgoviște, Conpet, Ploiești 2-0, Argeș, Municipal, Câmpina 0-0, Fortuna, Poiana, Câmpina, Popăuți 8-0 și Chindia, Târgoviște. Și erau Liga 1, bă, fraților, cu foarte mulți ani în urmă, Atletic, Bradu 5-0. Să vă mai dăm o știre, n-au vorbit și colegii de la Kamikaze despre ea, dar e interesantă. AS Roma s-a vândut. În momentul de față, clubul ăstora mai de stânga din Roma, că așa se face în urmă diferențierea, aia de dreapta sunt Țincu Lazio, aia de stânga AS Roma, clubul poporului din Roma, să zicem așa, mai pe înțelesul tuturor, s-a vândut și în momentul de față au un proprietar din China, cel mai bogat chinez omologat de autoritățile de la Beijing, Wang Jianlin, a preluat 31% din acțiunile clubului din Roma. Și discutau colegii de la Kamikaze despre asta, spunând că asta de fapt este o funcție. Nu e chiar o meserie, dar e o funcție pe care se o încredințează Partidul Comunist Chinez. Ei cumpără active în străinătate, tot ce prind, bunuri mobile, imobile, orice e de vânzare, se știe chestia asta. Ei sunt primii producători și primii consumatori în lume la orice. Da, da, la absolut. Deci asta trecut la orice, când e vorba de băgat în... Bă, în gură. Ne mănâncă ăștia, frate. Sau între... toți. Da. Brav, brav ne fac. Păi, până la urmă ne vor și mânca. Da. Deci chiar la propriu. Deocamdată mănâncă ce apucă. Deci la orice. De la carne de vită până la broccoli și de la ceapă până la murături. Orice, la orice te uiți, sunt primul producător și primul consumator. Asta e China. Ei bine, îl au pe chinezul ăsta. Se zice, așa spuneau colegii de la Kamikaze și am auzit și noi chestia asta, ești plătit de guvernul chinez să pozeze miliardar și prin intermediul tău ei cumpără, ca să nu fie chiar pe față treaba, diverse. Mulți dintre miliardarii lor așa sunt. Așa că probabil Wang Jianlin ăsta are, vorba lui Ducu Hâncu, un salariu de vreo 800 de euro pe lună, dar a cumpărat 31% din acțiunile AS Roma, devenind coleg de acționariat cu americanul. Și aici e de discutat, James Palota îl cheamă. Palota ăsta, dacă îi mai punem un Y la final, James Palotai, deci un ungur și un chinez sunt proprietarii celor de la AS Roma. Bravo, fraților, ce să vă zic. Pe partea chinezească o înțelegem, normal că te apropii de un club mai de stânga, iar pe unguri la fel, dacă nu curge pică. N-au putut să cumpere Juventus, ungurii sau AC Milan sau Inter Milan, să mă cumpărăm AS Roma. Au cumpărat-o așa, în stil Liga lui Mitică, adică în plin campionat. Da. Ce chestie. Hai că nu există restricții pentru chinezi, ce aia campionat. Da, ei nu, da. Nu există sezon de cumpărat, cumpără tot timpul. Uite, acum a fost o dezvăluire apropo de asta, încă mai au europenii un pic de forță, nu mult, dar mai au un pic. Blatter, strâns cu ușa în alte proiecte, între ghilimele, de fapt, în alte roții, a recunoscut că Franța și Germania sunt la originea stabilirii ca țară gazda mondialului 2022, Qatarul. Franța și Germania ar fi făcut presiuni, acum n-am aflat încă pentru ce sume, ca acel campionat mondial atât de hulit astăzi să aibă loc în Qatar. Când l-am recunoscut Blatter că nu alții, nu federațiile din CONCACAF, nu alea de prin Oceania, nu,
francezii și nemții au tras forile pentru campionatul mondial în zona golfului, la 40 de grade la umbră. Da, o să vedem zilele următoare dacă vor mai fi dezvăluiri și cine știe ce s-o mai întâmpla. Unii vor să anuleze acest campionat mondial, că mai e mult până în 2022. Da, puțin probabil, bineînțeles, să mai faci așa ceva. S-a descoperit și cum se lucrează acolo. Un mort pe zi este bilanțul, în medie, la construcțiile alea faraonice care au început. Păi că pot da în judecată, că au încheiat contracte, au cheltuit o groază de bani. E puțin probabil, nu. Acum nu mai poți da înapoi. Deci, prin urmare, la clubul AS Roma, pentru funcția de antrenor se vor bate un comunist din partea Chinei și un ungur din partea lui Palotai, americanul, respectiv Mircea Lucescu și americanii. Ăștia ar putea fi, cei doi ar putea fi antrenori. Neimi, a spus, eu m-am retras. Și mă interesează, nu cunosc domnul Ion Palotai, n-am cunoscut, dar Mircea Lucescu, de ce nu, de ce nu, cu AS Roma ar putea încerca, mai ales cu două etape înainte de final, în caz că AS Roma are un avans suficient cât să însemne titlul, lo scudetto. Așa ar veni la AS Roma și ar spune, dar au câștigat campionatul, seria, am dat peste bot tuturor. El nu ar fi câștigat, ar fi venit exact în momentul în care era luat campionatul. Asta e, așa se duc toate marile echipe din vest, încet, încet, chinezii, ăștia din peninsula Arabiei, rușii, Dumnezeu mai știe cine. Ți-am spus, vin în curând australienii. Oh, da, că ăștia cu punga de petrol. Când scot petrolul la suprafață, acum mai durează câțiva ani. Întâi faci și explorările, da? Până când scoți petrolul cu adevărat, mai, o să mai treacă câțiva ani, nu e nicio problemă. În momentul când se vor trezi cu el în brațe, unii dintre ei vor veni să cumpere și echipe din Europa, de ce nu? Și cam atât, stimați contribuabili, vom discuta despre meciurile din acest weekend luni, să vedem ce și cum. Borussia Dortmund, Bayern München, alt meci interesant, lipsesc titulari și pe la Borussia Dortmund și pe la Bayern München. Avem destule de vorbit luni, sperăm împreună cu cei doi colegi ai noștri, dacă, bineînțeles, până atunci se termină și luna de miere a lui Călin Mateș. Mai cuvine te uiau și angajiune, iau și nanunundana, aiau hristină și schino, te uiau și agile, juni iau și nanane, hângele, te gegu gotane, langadi. 11 metri, după noi, potopul.